a șaptea patinare e pe distanță și mai lungă. Mă țin pe picioare de vreo 40 de minute și dacă reușesc să ajung acasă într-un ceas cum mi-am propus, s-ar putea să aflu și cu ce viteză medie patinez prin drumul taberei. Mă bucur că vremea e bună, chiar dacă încă mai e zăpadă pe jos de la ultima ninsoare furioasă și sunt băltoace pe trotuare, dar la ora asta e puțină lume și îmi permit să mă exprim chiar și în viteză uneori, când nu e risc să-mi apară ceva brusc în cale, când că nu știu să frânez repede sau să schimb viteza, traiectoria, direcția să o schimb repede. De aceea nu accelerez prea mult. Oricum am observat că nu am o viteză mult mai mare decât a unui om obișnuit care nu se grăbește. Dar nici nu mi-am propus să bat recorduri. Deocamdată mi-am propus să stăpânesc rolele astea și să fac un pic de sport, mai mult decât fac cu bicicleta zilnic, să antrenez alți mușchi, să învăț ceva nou. Toată viața învățăm și tot ne învățați. Plecăm!